Alo? Vreau să fac un film în condițiile astea. Și mă așteptam când îți spun să accept din prima, să te bucur ca un câine când vine stăpânul acasă. Nu mai am nici eu simțul umorului la chestii de genul ăsta. Știi, mi s-a luat. Ok, bine. Mă bag, păi și ce le joc? Ce să joc eu? Din păcate, la cine m-am gândit eu, Adrian n-a putut, m-a refuzat și mă gândeam dacă vrei să te bagi tu, să înțeleg asta. Nu prea am toți creierii la mine, știi? Depinde de Drăguș. Asta ți-am cerut eu? Asta nu pot să bagă. Nu-ți place, mă băga? Bine, păi și dacă nu-mi găsești, ce fac? Nu știu, mă, te descurci, ești artiță, trebuie să faci treaba ta, mi-a. Nu știu ce să zic, poate altcineva. Nu știu, domnule. Iudit, te rog, sună-mă înapoi când poți, dă-mi chișul. O gripă normală mor la fel de mulți oameni, mor mai mult, dar nu spune nimeni la televizor au mai murit 9, au mai murit 11, Breaking News, au mai murit 1000. Nu e în stare să inventeze niște nume mai acătării pentru câini decât Blackie dacă ești negru, Blondie dacă ești bej, Max dacă ești mare, Mini dacă ești mic, pizda mamilor. Pe bune, Mihai, dă-o dracului de treabă, pe bune m-am săturat, pe bune ajunge, e pară, măi cu jocul tău un puțit. Ne-am jurat că dacă trebuie să ne mințim, și dacă ne vine în cap să tragem o minciună, să recunoaștem imediat și să spunem adevărul, dar și minciuna cu care voiam să-l înlocuim. Și ce să fac eu, doamne, dacă spitalul e plin? Să mă apuc să-l dau pe unul afară ca să aibă loc soțul? Haideți, fiți serioasă, vă rog! Nu vrea, nu? Ei, nu vrea. Vrea, n-are ce să fac, îți dai seama. Atunci asta a zis că vrea să se întoarcă la Jilava, că era mai bine acolo și a ieșit. Și a ieșit pe stradă și au luat-o băieți. Bă, nu înțeleg ce face, acum se pasă de mine. Și gata, ajunge pe bune. E pa. Te iubesc, băi. Ea, vorbește cu mine, te rog, unde ești? Și după ne-au obligat să rămânem în casă, că găsisem altul, dar cum să ajung la el? E mor de foame. Până la urmă, nu vezi ce se întâmplă, toți o să murim. Hai mă, lasă-mă cu filozofia asta de căcat, știu că toți murim, că nu sunt proastă. Nu am voie să ies deloc? Ce ordonanță merită? Acum suntem noi obligați să stăm de pandemie în casă și dacă mai venim din ideea asta, mie mai venim din plictiseală. Nu că el vrea să facă film. Mă gândeam așa, ca un fel de tribut.